Multe locuri, pline de splendorile naturii dăruite de Dumnezeu acestor meleaguri, rămân din păcate nedescoperite de cei mai mulți dintre noi. Undeva la nord de Jiul de Vest, în zona centrală a Văijiului, închizând calea către țara Hațicului, se află munții Tulișa, frumoși și ignorați. Poate că nici numele, nici înălțimile crestelor, între 1480 și 1792 de metri altitudine, nu spun prea multe despre aceste plaie străbătute doar de bocancii celor cu adevărat împătimiți de mult. Ce cu rucsacul în spate își poartă pașii pe vechile cărări ciobănești, să simtă mireasma primăverii printre mugurii pădurilor de fag. Stâmpele setea din apa cristalină a păraielor ce încă are gust de nea. Să-și limpezească ochii cu explozia de culoare a covoarelor de brândușe și ghiocei, ori să simtă pe obraz mângâierea aspra a vântului pe un vârf de munte mai aproape de cer. În mijloc de aprilie am pornit să redescoperim și noi munții Tulișa. De fapt, acești munți sunt partea cea mai puțin cunoscută a retezatului, fiind din punct de vedere geologic partea sedimentară a acestuia, dintre Pilugul Mic, curmătura Făgețel, și pasul de alul Babii Merișor, vechiul loc de trecere între țara românească și Ardeal, venind pe drumul romanilor prin pasul Vulcan. Plecând din municipiul Vulcan, aflat în zona centrală a depresiunii Petroșani, urcăm dealurile printre casele momodanilor din Paroșeni, către cel mai estic vârf al masivului. Oteca se strecoară printre faci, trecând prin păinițe cu nume arhaice, Scăuniș, Tăul Lucului, Căprărețe, Poianocoaglice. Urcușul nu e greu, dar e bine să ai lângă tine drept călăuză un localnic cunoscător al locului, căci rămășițele vechiului marcaș triunghi galben cu greu te mai pot ajuta. La aproape două ceasuri de la plecare, ieșim la golul de munte, la Fântână, un plai prelung presărat cu mai multe stâne, cândva plină de viață pastorală, semn al prosperității, dar astăzi rămase în voia naturii. Chiar și așa, este un bun loc de popas înainte de a lua în piept urcușul ultimului versant către vârful pietrii. Ajungi sus și înțelegi de ce poartă acest nume.
fie acum, dar mai cu seamă în zilele senine, bucuria destăinuită ochilor de aici, de panorama ce ți se deschide, îți răsplătește pe deplin efortul și răbdarea de a urca până aici. Iar spre vest, mai ales, simți chemarea fiecărui visc către retezatul cel mare. Vom porni însă spre el altă dată. Acum vom face cale întoarsă prin covorul purpuriu de brândușe, lângă fântâna și stânele părăsite, cu gândul că poate vom putea să le aducem la viață măcar o parte din aceste comori ale munților frumoși și ignorați. La 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 la